Piața a început în ultima vreme să ofere din ce în ce mai multe căști 7.1. Plaja de produse din care un potențial client poate alege este extrem de mare. Prețurile varie și ele în funcție de materialele folosite, difuzoare și alte elemente. Asus, cu acest ultim model Fusion 300, au ales o abordare destul de interesantă, încercând să combine ce este mai bun în lumea digitală și analog, fuzionând astfel cele două medii, dovadă și numele. Dacă au reușit sau nu să facă asta, rămâne de văzut. Încă de cum ai scos această pereche de căști din cutie, ai impresia unui produs premium, de la cupe până la banda de susținere, plasticul ales având un finish plăcut, combinat cu accente astece futuriste, care predomină pe designul seriei Strix. Prima impresie este cât se poate de plăcută, putem spune, asta până descoperi că Asus au dorit cu acest Fusion 300 o pereche de căști cât se poate de compactă. La prima vedere te-ai putea păcăli că sunt chiar wireless, aproape toate elementele fiind încorporate pe cască. De la microfon până la conectori, nu există control periferic, totul aderă la un design cât mai minimalist. De exemplu, microfonul se ascunde în cupe, butonul de multe ori fiind însă și acțiunea de a ridica microfonul. Pe lângă asta mai găsim un singur buton pe cască și doi conectori poziționați pe fiecare cască în parte, unul jack și unul micro USB. Cât mai simplu, așa cum am spus. Noi am folosit timp de aproape o săptămână această pereche de căști în condiții normale. Au alternat între uz la birou și pe stradă, dovedindu-se o pereche de căști destul de confortabilă, atât pentru ascultat muzică, dar și îndeajuns de bună, cât să-ți permită un gaming cu amicii. Practic este o pereche de căști confortabilă și arătoasă, încât să poți să o folosești fără jenă cu orice ocazie. Element datorat în parte designului inspirat, în modul cu fir puse pe cap, riscând să întoarcă priviri invidioase. Mai mult, nu este o pereche de căști grea, ceea ce aduce un plus la nivelul de confort, iar banda de susținere este capitonată cu un material elastic moale, care îndepărtează orice neplăcere la nivelul creștetului. Ce să mai, sunt gândite bine la capitolul design și confort. Dar, cum se aud, pot să arate de milioane dacă sunetul este de cazan. În cazul de față avem o relație destul de păcătoasă cu Strix Fusion 300, o pereche de căști ok de stradă, acesta fiind și compromisul pe care Asus l-au făcut în cazul de față. Spunem asta pentru că, în funcție de conexiunea aleasă, discutăm de două perechi de căști diferite. Dacă pe jack această pereche acționează ca oricare alta, odată ce ai conectat-o pe USB, lucrurile se schimbă. Acesta este și motivul pentru care ne-am decis să le folosim și pe stradă și la birou. Fusion au fost gândite drept căști pentru toate ipostazele, astfel am ales să le încercăm atât pe PC cât și pe telefon sau consolă, pentru a testa versatilitatea atât de lăudată de către Asus. Conexiunea la consolă se face destul de ușor, folosind un jack audio, cam aceeași mâncare de pește ca și la telefoanele mobile. Calitatea audio prin jack este bună, nu senzațională, multe dintre funcțiile avansate ale căștii, precum 7.1, fiind disponibile doar prin cablul USB. Dar dacă ești ca noi și te îndrăgostești de o pereche de căști cu care poți sta pe cap 2 ore, vei înțelege de ce te vei plimba cu aceeași pereche după tine. În acest caz, exact asta am făcut cu Fusion 300. În cazul lui Xbox One și PS4, putem spune că sunt o alegere mai mult decât bună, conexiunea asigurând calitatea audio excelentă, foarte puține efecte de fundal și îți mai acoperă și zgomotul din jurul tău, grație designului cupelor. Pe PC lucrurile se schimbă dramatic. Aici strălucesc cu adevărat Fusion 300, la propriu, pentru că discutăm despre o pereche de căști cu luminițe. Această pereche Strix vine dotată cu două LED-uri pe laterale, acestea oferind un plus de eleganță la birou, dar și doar două moduri de iluminare. Lucru pe care, sincer, nu l-am prea înțeles, dar poate pe viitor se adaugă și niște LED-uri RGB, sau măcar mai multe moduri de iluminare între respirație și static. Dar trecând pe lângă luminițe și ajungând în inima problemei, Asus au implementat aici niște boxe de 50 de mm Essence Drivers, care se regăsesc și pe seria Hi-Fi Xoner, dovadă și prețul ridicat al acestei perechi. Aceste difuzoare asigură un sunet plăcut, destul de echilibrat, cu toate că ar trebui egalizat pentru gaming în mod special, cu bas puternic cu care te poți juca după într-un egalizator. Vei simți diferența audio în momentul în care treci de la 7.1 la stereo, dar vei simți și că unele detalii audio, mai ales în CSGO și ultimul cod, se vor auzi mai distinct, precum pașii inamicilor. În concluzie, o pereche de căști ușor limitată în modul analog, dar care strălucește în zone precum confort și gaming. Ne-ar plăcea să o punem la colț pentru aceste limitări, dar înțelegem că unele concesii trebuie făcute pentru a avea un produs atât de compact. Includerea tuturor controlelor pe cască ne-a plăcut nespus, dar ne-ar plăcea o iterație RGB pe viitor. Poate una care să includă și ceva opțiuni pentru conexiunea analog, pentru a îmbogăți sunetul. În rest, unele dintre cele mai confortabile căști de gaming încercate anul acesta.